Da, mulțumesc, Radu, ne-am întors la Arena Națională. Lângă mine se află Alin Predescu, autorul golului Stelei, cel care a marcat de altfel și în partida Tur din Giuleș. Bună seara, Alin. Bună seara. Încă o dată din penalti, de data aceasta n-a fost suficient pentru voi să obțineți un rezultat pozitiv. Da, îmi găsesc foarte greu cuvintele. A fost un meci execrabil din partea noastră. Am jucat extraordinar de retrași, cu frică, iar experiența Rapidului și-a spus cuvântul în această seară. Dar frică de ce? Frică de adversari, de jucătorii cu experiența Rapidului, cum spuneai și tu? Frică de tribune, de ceea ce s-a întâmplat în această seară, de atâția oameni, de atmosferă? Nu, nu, n-a fost frică de jucători. Eu încă consider că eu și cu colegii mei suntem mult valoric peste jucătorii Rapidului. Din punctul meu de vedere am avut o frică de a nu pierde acest meci. Ne-am dorit foarte mult să câștigăm, să facem miile de fani care au fost pe stadion, să-i facem fericiți. Mi-am dorit foarte mult ca Steaua să câștige și din păcate n-am reușit. Rapid mai bună decât vă așteptați? V-a speriat puțin în vederea înaintea meciului din play-off, care până la urmă va decide ce echipă va câștiga această serie? Cunoșteam valoarea Rapidului, cunoșteam valoarea personală a jucătorilor Rapidului. Nu ne-au surprins cu nimic, pur și simplu niște greșeli personale și lipsa de concentrare la fazele fixe și a spus cuvântul din partea Rapidului. După ce ai marcat, ai făcut din nou acel gest în fața galeriei Rapidului. Nu ți-a fost teamă că s-ar putea lăsa cu incidente, mai ales văzuse ce se întâmplă în tribune? Din nou, ca în Giuleș m-a luat valul, îmi pare rău pentru gesturile pe care le-am făcut. Sper ca cu timpul, cum voi înainta în vârstă, să nu mai fac gesturi de genul, pentru că nu sunt gesturi ok pe un teren de fotbal. Iubesc Steaua, iubesc Galeria Stelei și probabil că asta m-a făcut să fac acest gest. Dar cum am mai spus, încerc ca pe viitor să nu mai fac așa ceva. Mulțumesc foarte mult, Alen.